Mihai Stănișoară a intrat pe Facebook din dorința de a comunica fără rezerve cu internauții. Senatorul de Mehedințe a înțeles importanța rețelelor de socializare, astfel că cei care nu privesc programele de la televizor află cele mai importante declarații de pe Facebook, acolo unde Stănișoară postează luări de poziție din viața publică și, foarte important, primește sugestii din partea utilizatorilor. Internetul dezvăluie și detalii din viața personală a senatorului Mehedințean prin numeroasele fotografii pe care le-a postat. În aceeași măsură, utilizatorii de Facebook sunt interesați de declarațiile politice ale lui Stănișoară, dar și de aspectele personale. Așa se face că de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, senatorul a primit numeroase mesaje de felicitare și de susținere. Spre exemplu, după ce Mihai Stănișoară a transmis la mulți ani pe Facebook, o femeie i-a mulțumit. Mulțumim din suflet și dumneavoastră să aveți o zi minunată pentru că purtați nume de sfânt și nu orice sfânt. E cel care a învins bestia. Vă doresc să aveți putere să biruiți și să reușiți în tot ce v-ați propus. A scris Claudia. Mult succes a transmis lui Mihai Stănișoară și Adrian. La mulți ani, domnule președinte, sănătate și mult succes pe 9 decembrie. Pagina personală a senatorului Mihai Stănișoară a fost deja vizionată de mii de oameni, asta în condițiile în care peste 2200 și-au arătat în doar câteva zile de la deschidere aprecierea pentru postări.